că metastazele lucrând, probabil că boala începuse să pună stăpânire pe mintea și pe corpul ei. A mai supărat-o cineva, conform unei postări pe rețelele sociale, și o să vorbim acum cu domnul Silviu Popescu, care a lucrat în cadrul Institutului Cultural Român și care a povestit pe net, și o să vreau să detaliem acum în câteva minute, una dintre marile supărări ale Ronei Harner, un prilej de lacrimi și de încă o dată să simtă Rona că în România este iubită de lumea noastră, a divertismentului, a spectacolelor, dar ea, ca artist, nu știu dacă a fost atât de respectată pe cât merita. Repetăm, uitați-vă la Arte sau la alte canale celebre, găsești filme cu Rona. La noi, mai puțin. Dacă Silviu Popescu este în legătură cu noi, vreau să-l salut. Ne auzim? Vă salut și eu, da, vă aud, salut și pe invitatul dumneavoastră. Care este povestea? Ce ne povestiți? Ce a trăit alături de Rona? S-a închis. O să vedeți exact ce spune domnul imediat, să știți că am luat legătura. Practic, o să, în 2-3 minute, o să înțelegem că Rona a solicitat Institutului Cultural Român un proiect foarte amplu, cum îmi spuneau și alte surse, pentru a face undeva în Franța o acțiune culturală foarte puternică și a fost cumva tratată la și altele. Unii spun din cauza unor schimbări de administrații de acolo. Era un șef, urma să vină alt șef și n-au fost atenți, dacă ar fi fost doar atât. Pe de altă parte, cu siguranță că orice om merită un răspuns, mai ales când este un artist cunoscut. Căuta un sprijin financiar să cumpere un teatru în care să fie un centru cultural românesc. A fost o discuție, mă rog, ICR-ul se pare că n-avea bani nici de cum să cumpere un teatru, dar după aceea locurile au evoluat, așa cum ne va spune Silviu Popescu acum. Vă ascultăm. A fost un strigăt de furie și, dacă vreți, de lehamite pentru ce i s-a întâmplat Ronei. Rona n-a venit să ceară bani, n-a venit decât să ceară sprijin pentru înființarea unui centru cultural la Tunou. A fost tratată rău, așa cum știți, rău, adică cu indiferență. Nu a vorbit nimeni cu ea, nici excelența sa, domnul ambasador, nici șefa de la ICR. Am vorbit eu, am ascultat-o, am râs, am plâns, am povestit. Rona găsise disponibilitate la primăria din Tunou și a unui sponsor să facă un centru cultural românesc la Tunou. Tunou fiind o fortăreață militară și având o mare, mare deschidere spre evenimente culturale. Nu cred că a cerut bani, pentru că exista un sponsor, a cerut sprijin, o protecție, dacă vreți, culturală, un patronaj. O deschidere ambasadorului, da, o mână de ajutor. Nu a primit-o. Și asta nu arată decât chipul monstruos pe care ICR îl are uneori, că nu uneori. Toate cazurile se întâmplă așa. Nu vreau să generalizăm, domnul Popescu, vreau doar exact. Că, referindu-ne la cazul Ronei, înțeleg că a venit la dumneavoastră și ați văzut-o mai tristă decât am văzut-o noi vreodată. Nu a venit la mine în mod special, a venit la ICR, dar s-a refugiat, fiind băgată în seamă, s-a refugiat în biblioteca ICR, unde eram eu pe vremea aia, și am stat de vorbă, am stat cam 2 ore de vorbă. Cam asta e povestea tristă. Da. Și Rona, să știți că n-a fost nici țigan, nici cum am spus eu. A fost un mare artist român care, asemenea multor mari artiști români din străinătate, sunt nebăgați în seamă de reprezentanții acestui institut, care nu știu de ce mai există și care funcționează mai mult ca o agenție de impresariat artistic pentru artiștii de mâna a doua sau care aparțin unor găști culturale din România.
Da, vă mulțumim foarte mult, domnul Popescu, da, pentru această, această informație. Pe de altă parte, colegii noștri încearcă și au încercat astăzi de mai multe ori să ia legătura cu doamna Doina Marian de la Institutul Cultural Român pentru a face precizări. Doamna nu a putut fi găsită, noi insistăm să, să luăm legătura și atâta vreau să vă spun, bănuind că s-ar putea să nu dăm, dăm de, de domnii de la ICR, am cerut o părere a unei persoane foarte avizate din Ministerul Culturii, care ne-a spus că ICR-ul nu are, nu avea bani în acel moment nici de propriile programe, nici de cum să facă un fel de achiziție, dacă doar nu se știe, adică nu era clar dacă sponsorizarea va acoperi tot proiectul, ca să zic așa. La un moment dat însă a venit pandemia și nimeni nu a mai vorbit cu nimeni. Rona s-a aruncat în spectacole de parcă știa că spectacolele acestea sunt ultimele. Ai văzut? A iubit-o statul român cât a putut el. Ce să spun ceva, Cristi? Și spun, mai avem... Și o spun cu amărăciune în suflet și am repetat-o de foarte multe ori. Nu vreau, pentru că în viață sunt două categorii de oameni, un care citesc o singură carte, se numește experiența vieții, și alții care citesc ce mai multe. Dar am citit o singură carte în care spunea că o țară fără cultură e ca un concept imposibil lipsit de sens în existență. Aș spunea un de mare critic literar, George Călinescu. Când te duci să faci ceva pentru cultură, nu prea te mai bagă nimeni în seamă. E adevărat. Asta. În cazul acesta se pare că a fost o relație nefericită. Alături de noi se află și Carmen Hara, pe care vreau să aud pentru câteva minute, pentru că am primit un mesaj foarte interesant.